Așadar, începem a doua serie a tutorialului nostru în care vom introduce și conținut pe site. Acum, după cum știm, avem doar administrarea utilizatorilor cu tot ce înseamnă operațiile CRUD, deci vizualizare, editare, ștergere și adăugare. Da? Și vom începe să completăm aici. Vom începe cu categoriile. Să vedem. Par foarte simplu, nu? Niște categorii, ce poate să fie, niște nume și atâta. Și după aceea, categoriile vor organiza conținutul. Deci, pentru a organiza, începem să creăm categoriile. Va trebui de asemenea să avem un tabel asemănător cu acesta și să unde să putem adăuga, șterge categorii, plus la ștergere e puțin mai complicat, va trebui să ne gândim atent ce vom face la ștergere, dar pentru că, de ce zic că e mai complicat? Pentru că aceste categorii vor fi legate de un anumit conținut, să zicem, de pagini, de produse, de etc. Deci o să vedem. Dar mai întâi să proiectăm efectiv tabelul de categorii. Ele vor fi stocate într-un tabel pe baza noastră, în baza noastră de date și, bineînțeles, trebuie să-l proiectăm, așa cum avem aici anumite câmpuri. Deci aici e email verified, name, email, address, phone, photo, role. Așa nu e un câmp în baza date, sunt acțiunile pe care le executăm noi, dar așa va trebui să vedem ce câmpuri, v-am spus, la prima vedere ar părea că o categorie n-are decât un nume, ce să aibă mai mult. Dar va avea mult mai multe și vom vedea că nu e chiar așa de ușor de proiectat acest tabel, dar este o bază de la care vom proiecta și conținutul mai departe. Deci, cum vor arăta categoriile la prima vedere? Avem pagina noastră, să am făcut și eu o schiță, așa să zic. Deci avem pagina web a noastră și aici să zicem că avem un meniu orizontal cu numele categoriilor. În momentul în care facem click pe categoria respectivă, da, se va deschide o pagină, da, care va fi de tipul http://sitetest-categorii/cărți-filozofie-antică. Venim cu explicațiile puțin mai târziu. După aceea va apărea un antet cu numele categoriei. Să am dat și eu un exemplu, să spunem că facem un site pentru o librărie de, nu? Și acum avem mai multe categorii de cărți în aceea librărie. Un exemplu oarecare, da? Și vom avea pagina respectivă a categoriei cărți filozofie antică. Vom avea titlul categoriei, apoi un subtitlu și apoi un așa zis excerpt. Deci un fel de prezentare a ceea ce reprezintă acea categorie și o fotografie. În continuare va fi lista cu item, să zicem titlurile cărților care sunt în această categorie. O listă care poate să fie pe mai multe pagini, etc. Să zicem că jos vrem să avem și numărul de vizualizări pe pagină. Deci ceea ce am notat eu aici cu culoarea aceasta grena sunt câmpurile categoriei noastre, da? Deci va trebui să le avem pe toate. Deci slug-ul, vedeți, aici va fi un link dinamic, o rută dinamică, citesc categorii slash și un slug. Înainte se foloseau ID-ul categoriei care e alocat automat de bază de date, dar acum din motive SEO, adică Search Engine Optimization, se folosește acest text în clar, care trebuie să aibă anumite condiții, o să observăm. Deci n-are voie în primul rând să aibă spații goale. Deci vedeți cărți minus filozofie antică. Deci așa va trebui să obținem un slug și să fie și unic. Bineînțeles. Apoi titlul e clar, titlul categoriei mare, subtitlu iarăși e clar, exceptul iar e clar, prezentarea categoriei, fotografia care apare în pagina categoriei iar e clar, deci asemănător cu utilizatorii, am dat și un exemplu, și numărul de vizualizări pe care îl vom incrementa la fiecare vizualizare. Deci avem tabelul categories, îl vom numi în engleză, vom folosi tot ce ține în baza de date cu să încercăm să mergem după, cum să zic, regulile care nu sunt neapărat impuse, dar practicile recomandate de Laravel. Deci tabelul categories, scris așa, căruia va corespunde modelul categorii. O să vedem.
Și vom avea câmpul ID este alocat automat din baza de date, dar noi va trebui să-l creăm ca să valoarea lui este alocată automat. Baza de date nu ne creează automat, deci va trebui să avem ID cheia primară. Vom avea acest title. Pe baza titlului, vedeți cărți filozofie antică, vom avea slug-ul, deci vom avea un slug. Apoi vom avea acest subtitlu, vom avea fotografia paginii, da? Un excerpt, da? Acesta și numărul de vizualizări, care va fi un număr întreg. Și acum haideți să vedem ce câmpuri ne-ar mai trebui, cum ne-am gândit noi. Deci va trebui să avem și niște câmpuri specifice Search Engine Optimization, adică SEO, acelui renumit SEO. Care ar fi acesta? Eu m-am gândit la trei câmpuri. Deci, în primul rând, acest title, vedeți care apare în numele tabului, aici scrie Manage User. Dacă ne uităm în sursa paginii, da, vedem că avem un title aici, deci un tag title în head. Deci, astea e o secțiune meta a paginii, să zic, nu sunt direct vizibile de către utilizator, dar apar și roboții de căutare țin cont de acest title. Bineînțeles, cum am spus, că vor ține cont și de link-ul acela expus publicului, în care vom avea un slug și nu doar un simplu ID. Iar apoi tot aici în tagul head, deci în secțiunea head a paginii noastre de categorii, vom avea acest meta description, da, și content, deci exact așa vom avea și noi, deci va trebui să creăm un câmp ca pentru fiecare categorie să avem acest meta description și acest meta autor, nu știu dacă e cazul să-l punem, să nu-l punem, mă rog, putem să punem numele, e mai puțin important, nu cred că o să mai pierdem timpul să-l punem, dar în schimb, în loc de acesta, adică acesta îl vom face hard-coded, autor să zice numele site-ului direct. Și cu asta gata, lăsăm așa. Pe partea de front-end vorbim aici, nu pe partea de administrare, da? Iar pe lângă acest meta tag cu description, vom avea și încă unul keywords. Văd că aici în pagina noastră nu e nici n-avea rost să fie, dar pe pagina expusă publicului, pentru că noi când vom scrie categoriile, deci vom avea în două părți, vom avea pe partea de administrare, deci pe back-end, să zic, deci e partea, cum se numește, partea de administrare în care au acces numai administratorii sau celor care le dăm noi drepturi, deci utilizatorii, dar avem și partea publică a site-ului pe care noi încă n-am implementat-o și noi acolo ne referim la aceste meta-taguri. Deci noi aici ne referim că o să avem acele meta-taguri pentru SEO, deci o să fie 3. Title, ăla oricum există, title, dar meta-title, să zicem așa, care o să-mi apară în tabul paginii sus, aici, da? După aia o să avem meta-tagul description și keywords, da? Deci meta-title, meta-description, meta-keywords, acestea o să fie câmpurile noastre pentru tabelul de categorii. Deci cam astea la ora actuală sunt și din tutorialul următor începem frumos să scriem migrația ca să creăm tabelul. Deci cum știm, migrațiile ne creează tabelul.